Mai multe state în ultima perioadă și-au avertizat cetățenii să părăsească teritoriul Republicii Moldova în contextul extinderii sau unui conflict în Transnistria. Credeți că este o măsură exagerată pe care au luat-o aceste state? Unele state, asta a fost doar Bulgaria, deci îmi cer scuze pentru acest telefon care m-a un pic m-a... Unicul stat care și-a avertizat cetățenii este doar Bulgaria și cred că a făcut-o prematur, nu cred că era cazul. Bine, dar înțeleg că iau proceduri interne și aceste proceduri interne i-a determinat să facă acest lucru. Un alt stat a fost Germania, dar Germania a făcut acea avertizare doar pentru regiunea transnistreană, nu pentru Republica Moldova. Și noi nu vedem ca cetățenii germani care sunt în Republica Moldova să se grăbească să plece din Republica Moldova, pentru că securitatea este asigurată, instituțiile își fac bine de securitate și de menținerea ordinii, își fac bine meseria. Avem vizite importante în fiecare săptămână, practic și în fiecare zi. Ați văzut, am avut în vizită în acest context deloc fericit și cu toate riscurile care există. Republica Moldova a fost vizitată și de secretarul general ONU, domnul Guterres, de asemenea și de președintele Uniunii Europene, Charles Michel. Deci, ceea ce reprezintă niște semnale clare. Da, există riscuri, dar aceste riscuri nu sunt iminente și nu există motive pentru a ne deda panicii. Deci cumva au fost exagerate astfel de avertizări. Au fost exagerate. Din punctul nostru de vedere, deci în punctul meu de vedere, au fost exagerate și cred că acest lucru se înțelege.